programa de apoio americano e lor se folosească bazele de militare pentru Irak, când nu a mai participat cu forțe în Irak, așa că din înainte, în 2003, și a început să facă joc dublu cu apropierea de Rusia. Să aibă avantaje și de la unii și de la alții. Și a profitat, zic eu, de un președinte american care multă vreme s-a prea mai întâmplat pe joc. Domnul Barack Obama. Așa. Iar abia acum, spre sfârșitul mandatului, încearcă să arate că a fost și în acest titlu de președinte a statului de alegeată, lucrurile astea foarte, foarte bine. Și simțind că statul de alegeată nu sunt interesate prea mult, pentru că s-a concentrat pe zona asiatică, pe zona Asia-Pacifică, ca la viitorul României, asta e cea de discutăm altă dată, și deci ca centru de putere, el s-a apropiat de Rusia. Avea nevoie de gaze naturale și știm toată problema cu conductele, cu toate lucrurile acestea, numai că s-au stricat relațiile și cu Rusia datorită statului islamic și datorită curzilor. Și ajungem la problema care e ultimul, deja, ultimul de an în care se susțin fondul întreg între Erdogan și Vladimir Putin. Vladimir Putin, un alt pas al mișcărilor acestea teribile. Pentru că, hai să ne gândim, în timp când Erdogan, după doborârea avionului rusesc, știi, pentru că nu se știe dacă chiar intrase pe teritoriul turcesc sau nu, așa și Erdogan a fost foarte mult în lucrul ăsta, Putin, evident, era foarte supărat, și apoi s-au răcit relațiile. Vă imaginați dumneavoastră că în februarie anul acesta, știți că are mai bine rând decât Erdogan, la modul ăsta de spus o reprezentantă a Partidului Mișcător din Kurdistan. Opa, până atunci, nu și nu s-a amestecat. A arătat, dacă nu te liniștești, ne folosim și calea aceasta, știți? Care a spus pisica. Și asta e. Și acum, asta, relația cu Uniunea Europeană. Relația cu Uniunea Europeană. Păi, Uniunea Europeană a tergiversat, știi, foarte multă vreme. Că a reculat în analiză și chestiunea imigranților, un biet pe care domnul Erdogan îl închide, îl deschide. Îl deschide, în funcție de bani, funcție de alte interese. Și, de asemenea, chestiunea Siriei și a nu necesității justificării unei intervenții militare în Siria, asta legat și de chestiunea curtă. Da, deci... Erdogan și Uniunea Europeană a avut foarte multe avantaje, ca dovadă datorită presiunilor, în condițiile în care a avut acest val migraționist în Europa, și numai în Europa Occidentală, după cum vedem, așa nu și în rest. El și-a dat seama că va fi bufat. Nu numai în Uniunea Europeană, ci statul între Americii de departe. Dar cu lucrătorii europene, a pus condiții care știm că au fost acceptate. 6 miliarde de dolari ca să-i oprească pe imigranți, să-i prefereze la el, dar nu se supără că nu mai putem să-i ține. Sau îi care sunt acolo de 4 miliarde. A fost ajunge 6 miliarde de dolari. Și e ca o supă cu asta. Adică le mai dăm drum. Interia e și problema acum. Luptă împotriva el, luptă împotriva statul islamic, împotriva lui Isi, dar e și o poezie arabă. Dar el vrea să lupte și împotriva Putin. Și acolo sunt toți la mijloc. Pentru că Rusia zice că nu am împotriva statul islamic, dar ca și împotriva Putinilor, și l-a stat puțin pe Erdogan. Apoi, domnul Erdogan, care din mai multă vreme era dușmanul Hafez al-Assad. Așa, deci al-Assad, președintele Siriei, și avea așteptat un motiv. Și acum, lucrurile ca să nu sunt foarte exact. În seara asta rezolvă de problema imigranților în Europa, așa? Pentru că fiecare din actorii principali de aici urmărește așa și nu reușesc să se pună de acord. Să găsească niște planuri comune, niște soluții. Ce urmărește Turcia? Turcia urmărește să-și păstreze teritoriul integral, pentru că, după cum știm, curzii au profitat de statul islamic și au încearcă să se unifice cu curzii din nordul Irakului, cu cei din Siria. Să formeze propria lor comunitate. Și atunci o Turcie, fără Kurdistan, nu mai este Turcia. Este așa cum Ucraina, fără Crimea, fără Luhansk și celelalte, nu mai este Ucraina.
Rusia, fără partea de dintre acele, deci fără Ucraina, Belarus și celelalte, nu este o mare putere, este o putere regională cu punctul de vedere.